Din cei 12 copii pe care i-are, era să omoare 10 într-o singură noapte. Un bărbat din Vâlcea a dormit la volanul dubei în care și-aducea familia de la colindat. Mașina s-a izbit într-un copac de pe marginea șoselei. Dacă șoferul, soția și cei 10 copii au scăpat cu viață, cumnata bărbatului a murit la spital după câteva ore. O familie uriașă a fost la un pas de o tragedie uriașă. Într-o dubă de 10 locuri, șoferul a reușit să mai înghesuie încă 3 copii. Au colindat în Drăgășani încă din zorii Crăciunului. Seara istoviți, colindătorii s-au întors acasă. Șoseaua pustie din seara de Crăciun l-a obosit pe tatăl celor 10 copii, care a închis ochii o singură clipă. În cauza oboselii, a părăsit partea carosabilă și a lovit din plin un copac. Impactul a fost atât de puternic încât bucăți din mașină s-au împrăștiat pe câțiva zeci de metri. După un apel la 112, o coloană de ambulanțe a plecat spre locul accidentului. Echipele de la descarcerare au trebuit să muncească mai bine de 30 de minute ca să scoată din mașină victimele. Au fost nevoiți să taie stâlpii de susținere ai mașinii. Femeia care și-a pierdut viața se afla pe locul din dreapta șoferului. A fost dificil în sensul că au fost multe victime. Două în stare gravă, una dintre ele încarcerată, transportată în stare gravă, comatoasă, la Spitalul Județean Râmnicu Vâlcea. Cumnata șoferului și mătușa celor 10 copii a murit la spital. Mama, împreună cu 5 dintre fiii ei colindători, încă sunt internați, dar au șanse să se întoarcă acasă până de plugușor. Pe lângă cei 10 copii pe care i-a implicat fără voie în accident, șoferul mai are încă 2 fii acasă. Până să-i vadă, bărbatul are de dat însă niște explicații polițiștilor. Riscă un dosar penal pentru omor din culpă.